Seara trecută, cei doi șefi au fost prezenți în unul dintre hipermarketurile din municipiu pentru a le oferi clienților magazinului cea mai recentă colecție de rețete. Toată lumea s-a înghesuit pentru a primi câte un autograf, iar cei care au dorit să ducă acasă și o fotografie de la eveniment nu au ratat nici ei momentul. Eu am dat acum pentru Alina. Mai facem una pentru Andreea. Andreea unde e? Și ea de ce nu vorbește cu mine? A? E rușinoasă? Te-ai uitat peste acea broșură? Știi ce este? Nu încă. Niște rețete. Îmi place. Ești pasionat de bucătărie? Da, o ajut pe mama mea cu tot ce pot. Ce ai făcut? Ai luat un autograf? Ai stat de vorbă puțin cu șefii? Da. Prima dată când îi vezi pe viu? Da. Tata cu cine a venit? Cu tatăl meu. Îi face o plăcere deosebită să se uite la emisiunile celor trei șefi și chiar se pricepe cât de cât pentru vârsta lui la bucătărie. Cei doi șefi lansează o carte cu mai multe rețete. Acolo văd că băiatul deja a primit-o. O să se uite prin ea, mai prepară doamna, ce o să facă? Sigur, sigur, prepară împreună. Sunt mari amatori de rețete românești și sigur vor prepara ceva împreună. La televizor. Îți place să gătești, ești pasionat? Da, da, sunt pasionat. Chiar îmi place și vreau să încerc niște rețete de ale șefilor. Ai luat două? Da, da, și de la șef Florin și de la șef Sorin. Te uita puțin peste rețete acolo, ai văzut ceva? Nu. Când o să ajung acasă, o să le citesc mai cu lux de amănunte. Este pentru prima dată când ai ocazia să-i vezi pe viu. Da, 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 pe viu. Prima dată. Îți plac? Da, foarte mult. În momentul de față, cei doi șefi fac parte din jurul unui concurs național culinar, care va stabili la final care este următorul mare șef al României.